Să blocheze activitatea. Noi, deci noi, din considerație pentru aici, voi, mergeți, vă rog, frumos, pe trotuar. Treceți, vă rog, în considerație pentru noi, trebuia să rămâneți la universitate. Cum adică trebuia să rămânem la universitate? Păi acolo puteți să... Ce este acolo? Ce este deci, acolo? Deci acțiunea dumneavoastră, vă mai spus o, este ilegală. Ca să demonstrați ce vreți. Și la universitate nu e? Da, este perfect. Nu, acolo este o zonă liberă. Legea 60, zice cumva. Deci e declarată zona liberă acolo. E declarată? Unde este declarată zona liberă? Păi da, dacă v-am spus noi, nu vă interesează. Nu vă interesează. Așa spuneți dumneavoastră, spuneți-mi unde scrie, că acolo e declarată. Rușine! 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 Deci adunarea dumneavoastră este nedeclarată. Dar nu ești legal, ce faceți? Aveți de trotuar! Aveți de trotuar! Aveți de trotuar! Suntem buni, suntem liberi, suntem cetățeni în aceste țări!
Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos jandarmeria! Apără hoția! Jandarmeria! Apără hoția!
Te rog pe cel care e pe carosabil. Ușor, ușor. Nu, no, cu echipajul, mergem ușor cu echipajul. Adunare care nu este declarată. Ați înțeles? Stimate domnule, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Am vrut să treceți. Haideți domnule, treceți. Dar de ce dai peste mine? Domnule, treceți, treceți înainte, nu mai filmați, cât filmați degeaba. De ce? De știi dumneata? Știi dumneata? Asta fac. Dacă nu înțelegeți, să știți că mergeți toți. Auziți? Asta fac. Întrebați-vă colegi. Vă rog frumos. Da? Întrebați pe colegi dumneavoastră, asta fac. Da? Uite, suntem nervoși aici, am de ce. Mă ajută pe mine. Nu vă dau voie să mă filmați. Dumneavoastră sunteți în timpul serviciului ca și mine. Și vă atrag atenția că se înregistrează convorbirea noastră. Foarte bine, mulțumesc. Care e problema? Și dacă prin absolut ne-ați găsit acolo? Ce vor face somațiile? Nu e normal să mă găsiți tot în direcția aceea. Că dacă o să mă luați peste 5 metri, o să fiu tot eu. Nu puteți să mă sancționați? Eu știu că nu. Eu așa am învățat la facultate, că nu. Deci peste 5 minute și peste 10, peste 10 metri. Atât timp când protestez, nu fac nimic. Nu tulbură niciun fel. Am vorbit o jumătate de oră, mai mult timp. Adică rapidul joacă la 9 jumătate, până la 9 jumătate mai descurc. Unde e dumneavoastră? Ceanărie, mai încolo. La un ceai. Observ că ați cu Roșia Montana, deci nu aveți voie la o activitate
Nu avem voie să mergem la un ceai? La un ceai, da, dar nu... Dar la un ceai mergem. Deci, rog frumos. E ilegală insignia? Deci, nu mai insistați, dacă nu înțelegeți că nu aveți o adunare autorizată în zona Cotroceni, vă invităm la mașină. Păi, mă, mergem la o ceainărie, nu mergem la Cotroceni. Nu, dumneavoastră ați fost la universitate ca să căutați o ceainărie. De unde știți că veniți la universitate? Vă ai indicii serioase, așa scrie în lege, că noi ne pregătim în momentul ăsta să... Eu sunt de la un ONG care... pentru drepturile omului. Și vin aici să văd dacă drepturile omului sunt respectate în România. Aveți indicii asupra mea că voi săvârși cumva o infracțiune? Nu pot pune o întrebare, credeți-mă. Dacă bună. Există zone neautorizate în București? Vă rog frumos, puteți să-mi spuneți care sunt acelea? Există zone în București? Pentru adunări nedeclarate. Există. Pentru adunări nedeclarate? Asta. Îmi pare foarte rău. Eu sunt de la un ONG pentru drepturile omului și vreau să văd dacă sunt respectate drepturile omului la acest protest spontan pe care îl fac tinerii în... Noi v-am explicat în mod civilizat cum se face în acest moment. Spuneți-mi, vă rog, în baza acestei legitimări, voi primi cumva vreo contravenție? Numai dacă veți săvârși o contravenție. Nu, spuneți-mi, în baza acestei legitimări și a faptului că am trecut pe această stradă, primesc o contravenție? Nu. Doar vi se aducea la cunoștință, dacă. Nu, vreau să mă asigur, Eu aveți ordine să opriți o manifestație perfect legală, conform articolului 3 din legea 60, în fața instituțiilor publice, nu este nevoie de notificare pentru desfășurarea unui protest. Articolul 3 din legea 60, recomandarea explicită pentru aderare a Uniunii Europene. Este... Deci arătați-mi legea în care scrie că puteți dumneavoastră să vă constituiți ca grup? Nu putem noi să ne constituim ca grup, acesta, din câte am aflat, este... Stimate domnul, puneți în ochi. Dar nu, acesta este un protest al activiștilor de mediu. Sincer vă spun, și vă spun civilizat, nu pot să-l văd pe domnul. Este o lipsă de respect ceea ce fac. Este un mitic organizat, este un protest. Repetați-vă rog o dată, încă o dată, ce este. Da, drepturile, da, să vă filmăm pe dumneavoastră. Nu vă supărați. Pare foarte rău, dar aici... Este un mod de a ne proteja pe noi. Eu am înțeles pe mine cine mă protejează dacă eu vorbesc cu domnul. S-ar putea ca domnul la un moment dat să fie violent. Eu cum pot să-l văd dacă dumneavoastră... Păi știu că nu este. În momentul legitimării jandarmeria trebuie să... Eu știu că nu este dânsul violent pentru că ar fi fost de la început. Dar dacă dânsul îmi ține, vedeți, ia puneți numai un pic în ochi, să vedem. Da, uimă, dacă vine și la mine. Că n-am voie să am dreptate și demnitate în țara asta, că mi-e călcat în picioare. Deci dumneavoastră, da, care v-a mai legitimat odată, dumneavoastră, vă rog frumos. Uite, nu plec de aici. Spuneți-mi unde și mă prezint eu singur. Unde am lăsat agenția? Aici nu trebuie să-mi dai nimic, aici mergem pe strada.
Vă rog frumos să nu mă mai filmați. Era vorba despre faptul. Eu dacă vin prin geamă din avarul, dați filmați și articolul 4 prin care dumneavoastră îmi împiedicați mie sub orice formă împiedicarea mea să-mi fac atribuțiile de serviciu și să-mi desfășor atribuțiile de serviciu. Da, constituie infracțiune, domnul meu drag. Cu ce v-am incomodat, că v-am luminat ca să scrieți? Nu o pot vedea pe... Dar din contră, din contră, lumina este către domnișoară. Îmi faceți, vă rog frumos. De ce spuneți că trebuie să-mi faceți dosar? Păi dacă mă împiedicați în atribuțiile mele de serviciu. Dar v-am luat de mână eu și v-am dat la o parte. Lumina în ochi și eu nu mai văd persoana cu care discute. Persoana care în fața mea poate să aibă în mână un obiect contoden. Spuneți, domnul meu drag. Cum este? Pentru ce l-ați ridicat? Vă rog frumos să-mi comunicați. Nu aveți voie să-l ridicați fără un motiv întemeiat. Nu a încălcat absolut nicio lege. Un nou abuz comis de jandarmeria română. Asta este un abuz. Cred că și mai bine legislația. E un nou abuz. Deci, acțiunea se petrece în fața Spitalului Carol Davila. Ne mutăm mai încolo puțin, dacă e ok. Bine, ideea e să nu rămâneți în grup, să rămâneți dispersați, să nu rămâneți la oraltă. Da, pentru că toți suntem de la presă. Nu, nu, mergem în grup de mașină. Pentru? Eu v-am spus. Nu se poate în momentul de față. Sigur, dar trebuie să ne argumentați. Ne-ați înțeles sau nu ne-ați înțeles? Nu am înțeles. Stăteam pur și simplu de vorba aici. Deci de ce nu puteam staționa aici? Este de loc pe lângă noi? Adică nu încurcăm circulația. Vă rog frumos să ne faceți. Vă rog frumos să încetați în momentul ăsta. Orice abuz. Orice abuz împotriva mea. Da? Am fost înregistrat, nu e nicio problemă, pentru că ne-am adresat corespunzător. Nu există invitație la secție, nu există invitație la secție. Dacă am săvârșit vreo contravenție, trebuie să ne aduceți la cunoștință și să ne legitimați și să ne întocmiți procesele verbale aici. Deci, ne însoțiți. Și vreau imediat și ordinul de la șefii care credeți că v-au trimis aici. Da? Deci eu sunt convinsă că sunteți în afara oricărei misiuni. Haideți să mergem, hai că nu avem voie să stăm. Nu, nu, dar trebuie să știm. Da, unde trebuie să mergem? Aici. Eram cu Vrășea Montanu, eram singur. Și la un moment dat am văzut jandarmi fugind către mine. O mașină care a oprit rapid în față, lângă mine, cu scopul să mă ia. Eu am fugit și m-a urmărit pe aceste străduțe până am ajuns în curtea unui cetățean. Avea ușa deschisă și pentru că e proprietate individuală, proprietate privată, i-am solicitat să mă adăpostească, să zic, până când acțiunea poliției, acțiunea în forță se va termina și
a jandarmeriei și au venit și colegi și acum e tot în regulă. Protestant ce de la universitate, da. Inițial a zis să ajungeți la Palatul Cotroceni, da, da, dar la Cismigiu ce s-a întâmplat? Da, eram pe trotuar, era... Era un, au trântit lume pe jos, ce s-a întâmplat? Era un protest spontan pentru, pe care jurisprudența CEDO și toate tratatele internaționale îl protejează, de fapt. Pentru că declarația împotriva căreia noi ne-am adunat a fost aseară, a președintului Traian Băsescu, care a discutat despre Roșia Montană cu prumini și gazele de șist și protestul spontan a fost ca urmare a acelei declarații. Iar pe trotuar am fost opriți de către jandarmerie, bătuci, cu trei dube, unii au fost agresați, unii luați, alții luați. Eu zic, un sistem represiv care își arată fața atunci când cetățenii pur și simplu manifestează, își exercită drepturile lor constituționale. Știți care a fost răspunsul, de ce l-ați luat pe domnul Dumnezeu? Pentru că a manifestat. Proteste? Vreți să mai faceți și alte manifestații de acest gen? Dar avem de ales. În fiecare zi primim motive să protestăm. Și o facem. Și de câte ori ieșim din piața universității, care a fost făcut un țarc al protestului. După 13 ianuarie. Suntem tratați așa de către jandarmerie, sunt oameni plătiți de noi. Este o instituție care în principiu se supune legilor și Constituției, dar realitatea nu o fac. Și noi nu putem decât să semnalăm acest lucru și să ne continuăm drumul. Să iasă lumea în stradă, că s-a săturat de hoție din România. A ajuns cuțitul la uz la toată lumea. Toți românii trebuie să iasă în stradă. Jandarmeria apără toți, hoția. Adică jandarmeria apără asta hoția. Este asta este lozinca în piața universității. Și e plătit din banii noștri, din banii publici. Deci aici este toată. Deci dacă un român îi convine să stea în casă, să stea. Dar noi nu putem sta în casă, pentru că ne-a ajuns cuțitul la uz la toți românii. Deci nu-și dau seama că 300 de oameni care sunt în guvern comandă 19 milioane de oameni cât mai sunt în România. Vă dați seama că ajuns, peste tot a ajuns sărăcia. Omul nu iese în stradă de bine, iese de rău. Scuze, mai ales că pensionarii ăștia nu au bani de medicamente. Noi de vârsta a doua nu avem locuri de muncă, ne-am luat 25% din salarii. Tineretul nu are loc de muncă. Ce faceți cu acești oameni? Ce facem? Unde ajungem? Și ne-am împrumutat la femei. Pentru ce ne împrumutăm noi? Să mai plătească că trei generații? Nu se poate. Nu. Da. Ca de obicei, cetățenii au reacționat normal. Cei care au protestat au fost foarte pașnici și conform Constituției, întrunirile sunt libere. Dacă sunt pașnice și cei care practică n-au arde de foc, exact ce s-a întâmplat și iarăși un cetățean, văzând un alt cetățean, un oarecare, să spunem, pericol. Deci, practic, protestul din seara asta putem spune că s-a încheiat pentru că cu toți au fost... E doar începutul. E doar începutul, ca să zic. E doar începutul pentru că, vedeți dumneavoastră, chestiunile rămân pe agenda publică și politică și atât timp cât președintele Băsescu s-a exprimat public în favoarea acestor proiecte, care sunt până la urmă criminale din punctul nostru de vedere și numai al nostru, nu că vom continua și nu e un drept, e o datorie să protestăm, e o datorie să ne revoltăm. Da? Și vom continua. Și nu avem așteptări de la jandarmerie să se comporte altfel, să ne trateze ca membrii acestei națiuni, drept cetățeni. Nu vedem acest lucru. Dar o securitate. Îl faceți pentru dumneavoastră sau pentru alții? Pentru România îl faceți. Nu, pentru toți România, că e ceva pentru cetățenii acestei țări. Pentru cetățenii acestei țări. S-a ajuns în ce cită. Deci, eu cred că s-a ajuns într-o situație gravă, dar nu disperată. Adică considerați că acest punctual, aceste politici... Roșia Montană, gazele de șist, în diferite faze, nu că sunt abuzuri, sunt încălcări principiile. Ne-am vândut toată țara. Averea cerii și subciolul. Uitați, sunt atâtea lucruri de apărat. De la cultură, sau aveți poate motive clare puse pe tutie. Căderea lui Băsescu, ai și un motiv. Sunt foarte multe cu asta nu sunt de acord. Nu neapărat un om face o țară. Ba da. Dar nu-i în țară, ba da. Domnul meu, ba da. Băsescu vinde țara. Băsescu conduce. Noi să luptăm un sistem. Ăsta e sistem autocratic. El a ajuns un sistem autocratic. Când Vruge vede a zis țar policienesc, ne-a mințit. Dar domnul... Ești o mizerie! Dar măcar face ceva! Ești o mizerie!
Sigur că doar începe. De ce mă împingi de la spate, domnule? De ce mă împingi de la spate? Ai zis să mergeți mai cu, nu mai mergeți? Da, merg pe unde vreau eu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.